oare se opun ei Olguței, se bat ei cu cei care îndrăznesc să-i trimită pe acești oameni la înaintare? Sau sunt și ei pe statul de plată al mafiei care nu permite Craiovei și Doljului să se dezvolte, care a trimis toți oltenii la muncă peste hotare? Să vedem de ce parte sunt acești oameni. La comuna Caraula, pe Paul Păpălă, la comuna Ghighera, pe Stele Mustață, la comuna Ișalnița, pe Dumitru Firu, la comuna Orodel, pe Iulian Munteanu, la comuna Ostroven, pe Adrian Dișovan, la comuna Poiana Mare, pe Adrian Trăistaru, la comuna Predești, pe doamna Dorinela Curcă, la comuna Sadova, pe domnul Alin Bursanu. Le mulțumesc acestor oameni în primul și în primul rând pentru curaj. E nevoie